Bună ziua și bine ați venit la cea de-a treia ediție a Zilelor Spitalului Municipal de Urgență Roman. Este o ediție specială dedicată centenarului Marii Uniri. Este o deosebită plăcere pentru noi că ați ales să ne fiți alături la această manifestare emblematică pentru lumea medicală romașcană în anul jubiliar 2018, anul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unirii, dar și anul împlinirii a 220 de ani de activitate medicală la Roman. Avem alături de noi manageri de spitale din țară cu care colaborăm și cărora le mulțumim că din timpul lor prețios au ales să participe la sărbătoarea noastră. Îi mulțumim doamnei manager Ana Smaranda Winter de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Îi mulțumim doamnei manager de la Spitalul Micaz, doamna doctor Domnule Ediţia. De la Spitalul Județean Piatra Neamț, doamna doctor Burghelea ne-a anunțat că este pe drum. Îi mulțumim și dumneai, o să ajungă. De asemenea, domnul manager de calitate de la Spitalul Buhuș, domnul Constantin Poiană. Domnul Năcelin Nicolae, cercetător științific la Agenția de Cercetare și pentru Tehnică și Tehnologie. De-a lungul anilor am fost sprijiniți în buna desfășurare a activității spitalului de către Ministerul Sănătății, de către Direcția de Sănătate Publică, de către Casa de Asigurări Neamț, Consiliul Județean, Primărie și Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Roman. Îi mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Arsene, că a reușit să ajungă la sărbătoarea noastră și că ne sprijină în derularea proiectelor pentru dezvoltarea spitalului. Vă mulțumim! Mulțumesc, doamna doctor! Bună ziua, doamnelor și domnilor, distinși invitați, domnule primar, domnule deputat, sunt extrem de fericit să fiu astăzi alături de dumneavoastră la acest important eveniment din viața comunității romășcane și vreau să mulțumesc pentru invitație, domnule primar. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți, vreau să vă urez la mulți ani. În anul centenarului, cred că și lumea medicală trebuie să sărbătorească și să aibă acțiuni care să pună în valoare importanța lumii medicale în istoria poporului român. Vreau să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Neamț, instituția pe care o conduc va fi alături de Spitalul Municipal de Urgență din Roman, iar eu, în calitate de președinte a Consiliului de Neamț, voi răspunde pozitiv oricăror solicitări care vor veni din partea dumneavoastră. Vreau să vă spun că vă prețuiesc pentru ceea ce faceți și vreau să vă urez petrecere frumoasă. Mulțumesc! Mulțumim domnului primar, Lucian Micu, ordonatorul principal de credite al spitalului, care este întotdeauna alături de spital. Dorim să ia cuvântul domnul primar. Domnule președinte, domnule deputat, doamnă manager, stimate cadre medicale, e o bucurie să celebrăm azi, iată, ajuns deja la cea a treia ediție a zilelor Spitalului Municipal de Urgență Roman și ne bucurăm că pe tot acest parcurs Primăria Municipiului Roman a fost un partener de încredere pentru unitatea pe care dumneavoastră în calitate de manager o conduceți, iar dumneavoastră în calitate de medicală trebuie să-și luați activitatea. Dintotdeauna pentru primărie
pandemie, sănătatea a fost unul din dintre pilonurile principale pe care noi ne-am axat activitatea și care dovadă, spunem noi, în ultimii ani, din punct de vedere administrativ, s-au realizat foarte multe lucruri, au fost investiții de amploare și încetul cu încetul unitatea medicală, Spitalul Municipal de Urgentă, și-a schimbat în totalitate fața, devenind, spun eu, unul dintre cele mai răfnite și din punct de vedere al dotărilor, dar și din punct de vedere al faptului cum arată această unitate de sănătate. Întotdeauna vom avea ușa deschisă pentru nevoile spitalului. Ne dorim și în continuare să investim în Spitalul Municipal de Urgență Roman, atât în ceea ce privește infrastructura, dar mai ales în ceea ce privește aparatura de specialitate, tocmai din dorința de a crește calitatea actului medical. De asemenea, chiar în această perioadă, specialiști din primărie, împreună cu colegii de dumneavoastră din spital, lucrează pentru un proiect cu finanțare europeană pentru extinderea ambulatorului de specialitate și crearea unui centru de imagistică, un proiect de peste 2,3 milioane de euro. Sunt fonduri europene și, de asemenea, proiecte menite să vină în sprijinul activității pe care dumneavoastră o faceți, desigur, alături de celelalte demersuri pe care am făcut atât la Consiliul Județean, dar și la Ministerul Sănătății și încetul cu încetul sperăm ca aceste rezultate să se vadă, totul pentru dumneavoastră și pentru a putea să vă desfășurați activitatea în condiții cât mai bune. Vreau să vă urez eu la mulți ani, multă sănătate, să aveți parte de două zile cât mai reușite și să vă atingeți toate obiectivele pe care le-ați propus și să contați mai departe pe sprijinul primării Municipiului Roman. Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnule primar, doamnă manager, distinși slujitori de altarul domeniului atât de nobil medical. Vorbim de sănătate și de educație ca doi piloni care contribuie esențial la sănătatea neamului. Dar ei nu se exclud, au puncte comune, suprafețe majore care se suprapun, și cred că este foarte important ca acest lucru să devină din ce în ce mai de înțelesul decidenților și în același timp să performeze aceste domenii. Vreau să vă spun că în anul 2010, când am preluat în administrare Spitalul Municipal de Urgență Roman, mă fac o mărturisire, nu am fost tot mai fericit. Pentru că veneam după o perioadă în care am preluat sistemul de educație, apoi sistemul de ordine publică, cu trecere la gardieri, la poliția locală, evidența informatizată a persoanei și toate aceste domenii se descentralizau prin transferul de responsabilități, dar mai puțin și componenta financiară. Drept pentru care vă mărturisesc, am primit cu destulă îngrijorare acest lucru, dar ne-am așezat la masa de lucru, am gândit și am pornit la drum. Și puteți privi în oglinda retrovizoare ce era acum 8 ani de zile, ce avem astăzi. La un moment dat mai rămăseseră 3 secții de modernizare. Și sunt convins că și acestea, într-un timp foarte scurt, vor fi finalizate. De conducerea spitalului în colaborare, primăria, Consiliul Județean, toate celelalte 17 sau 18 fiind modernizate. Lucrurile s-au întâmplat și se întâmplă pentru că,
dacă guvernanții, indiferent cum se numesc ei și de unde vin, într-un moment au gândit această descentralizare, au avut dreptate major, pentru că altfel îl doare sufletul pe cel de acasă, care știe despre ce e vorba, decât pe cel care se află la sute de kilometri distanță. Și sigur că, în general, în țară, și mă bucur că avem aici manageri și alte ospitale din alte localități, s-a constatat că, până la urmă, acest transfer, chiar dacă a fost simplu pentru comunitatea locală, pentru comunitatea județeană, pentru că, să știți, în multe orașe și în multe județe s-a refuzat acest lucru de a se prelua unele spitale. Și dumneavoastră, fiind în domeniu, știți acest lucru. Spuneam că nu a fost simplu, dar împreună, în echipă, s-au reușit lucruri frumoase. Iar faptul că există dăruire, există implicare, se performează, acest lucru vi se datorează. Pentru că uzura este majoră, cazuistica este diversă. Eu am o vorbă, bătătura din palmă trece de pe creier niciodată. Și atunci când zi de zi te confrunți cu diferite probleme și ai suflete, ai vieți în mână, responsabilitatea e pe măsură. Dar în același timp și consumul este pe măsură. Și de aceea vă admir și vă prețuiesc și vă felicit pentru ceea ce faceți. Deopotrivă, medici, personal medical, mediu, asistenți, infirmieri, îngrijitoare, laboranți, farmaciști, dar și cei implicați în administrarea spitalului, așa cum este cunoscut simbolic în TESA. Pentru că nimeni nu poate să asigure succesul unei instituții dacă nu există o colaborare în echipă. Iar la Spitalul Municipal din Roman, Spitalul de Urgență, s-a dovedit că acest lucru se întâmplă și de aceea s-au și întâmplat lucruri frumoase. Și sunt convins că și de aici încolo se vor întâmpla lucruri frumoase. Anii vor trece, noi încet cu încet vom îmbătrâni, alții vor veni din spate, dar vom primi întotdeauna cu drag un sentiment de a participa la acele evenimente cu o bucățică din sufletul nostru și din inima noastră rămasă acolo. Iar acele bucățele rămase acolo sunt prețuite și întotdeauna într-o recunoștință nu a celor din jur, pentru că nu pentru recunoștință facem, ci pentru sentimentul datoriei împlinite. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi prieteni! La mulți ani, dragi prieteni! La mulți ani, dragi prieteni! Vă prețuiesc și vă iubesc! Doamne ajută! La mulți ani! Știu că în activitatea spitalului s-a pus mult suflet și se pune
Sunteți o echipă frumoasă, asta am admirat-o întotdeauna. N-am pregătit absolut nimic, spun ce... o echipă care se simte din exterior, adică gândește și ia măsuri potrivite pentru spital. Pune mult suflet, toată echipa. Și întotdeauna a fost un sprijin deosebit din partea primăriei, în special din partea primăriei. Întrucât și acum sunt județean. Dar reprezentanții fiind și în postul de administrație, am remarcat un interes deosebit. De asemenea, ne bucurăm pentru secțiile care, într-adevăr, arată foarte bine în momentul de față, pentru secțiile care au modernizat și au venit și mulți specialiști deosebiți în toate domeniile, inclusiv în secțiile care aveam în oncologie, nu? În cardiologie, unde erau mai puțini specialiști. Și vă dorim să aveți în continuare aceeași colaborare frumoasă și să aveți succes în toate, atât în plan profesional, cât și personal. Succes în continuare și mulțumim pentru invitație. Mulțumim! Din partea Organizației Asistenților Medicali Mașilor din România, filiala Neamț, domnul președinte, rugăm și pe dumneavoastră să ne spună câteva cuvinte. Stimați colegi, bună dată audiență, dați-mi voie mai departe să vă spun la mulți ani, suntem în an de mare fericire pentru noi, dați-mi voie să manifest fericirea și bucuria că sunt român, la mulți ani România, la mulți ani români. Ediția a treia, îmi doresc să fiu și la ediția, așa cum am spus și anul trecut, 100, și de astăzi să fiți împreună cu mine în sală. Așa se clădește tradiția, prin ceea ce înseamnă implicare și demonstrarea că cei implicați în activitatea medicală sunt importanți, își desfășoară activitatea cu brio, comunitatea medicală, iar cetățenii și comunitatea se pot bucura de servicii medicale de foarte bună calitate. Vreau să felicit organizatorii, primăria, domnule primar, doamna manager, dar în special aș vrea să o felicit pe doamna director de îngrijiri Elena Chirilă și pe doamna vicepreședinte a Ordinului Mătrași Mihaela pentru modul în care s-au implicat și au reușit să realizeze un program științific deosebit pentru asistenții medicali și sunt destul de interesat de modul în care au reușit dumneavoastră să-l realizeze, să-l structureze și mâine îl vom asculta și îl vom viziona împreună. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc la mulți ani și să ne întâlnim la ediția jubiliară a Zilelor Medicale a Spitalului Municipal de Urgență Română. Mulțumesc! Și pentru că ați vorbit de calitate, o să rog pe domnul manager de calitate a Spitalului Cuvu și domnul Constantin Boiană să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că mă aflu a doua oară alături de dumneavoastră. Sincer, timpul nu prea am permis, dar nici nu mi-am permis să lipsesc casa de aici, pentru că, după cum spunea și domnul, a devenit o tradiție deja. Suntem la 3 ediții. Nu vreau în această seară să fac o pledoarie despre calitate, dar nici n-aș putea să nu marchez faptul că, înainte de a veni aici, m-am plimbat un pic prin spitalul dumneavoastră și este un spital de calitate. Reprezintă o calitate faptul că aveți alături de dumneavoastră pe domnul deputat, pe domnul primar, Consiliul Județean, într-adevăr sunt lucruri de calitate și împreună veți reuși să continuați ceea ce v-ați propus. Am apreciat ce este un lucru în premieră pe care îl văd la mapa de lucru, o broșură dedicată calității. Este deosebit să vedem aceste aspecte. Și ca să închei, pentru că evenimentul trebuie să meargă înainte, sunt sigur că va fi un eveniment de calitate. Felicitări și la mulți ani! Well,
cunoscut romanul acum vreo 12-15 ani, la un primul congres de antropologie. Și mi-am dat seama că e un adevărat centru de cultură, de artă, de spiritualitate și de multe, multe alte lucruri întrunite. În primul rând, este poate dintre puținele orașe din lume, ca să nu zic din România, se subînțelege, unde entitățile de toate neamurile își dau mâna cu mare plăcere și se simt ca la ele acasă. Eu nu am venit pregătit special, eram doar întreagă cu o activitate ca pentru această activitate, dar văzând titlul Centenarul Marii Uniri, nu trebuie să uităm contribuția cu adevărat a romanului la Marea Unire. Și probabil, pe de-a lungul discuțiilor colegilor, se va apunta acest lucru. Să nu uităm că divizia a 7-a militară, ce nu contează activitatea mea în domeniul agenției, a fost divizia principală în luptele dosele din zona romanului. Să nu uităm că aproape majoritatea personalităților din timpul acela, nu sunt în lucrări de domnilor, nu le număr eu acum, au avut nevoie și de mici îngrijiri sau mai mari medicale. Să nu uităm că în perioada aceea, romanul, ca să nu zic așa, era centru de sănătate european, aproape, ținând cont de câte bătării se dădeau și că guvernul era retras la Roma, la Iași și la Roma, și că mulți din guvern aveau nevoie și de îngrijiri medicale. Am cunoscut întâmplător, deși nu îți doresc să fii pacientul care fi, și spitalul în sine. Și, într-adevăr, am rămas impresionat cum se respectă procedurile. Într-o instituție care nu se respectă procedurile și metodologia, nu poți obține rezultate cu adevărat. Și ca să o parafrazez și pe doamna de la Direcția Sanitară, că are medici și doctorițe drăguțe, am să fac totuși o glumă și o să zic, domnule, sunt atât de drăguțe că uneori ți-ar plăcea să fii și un bolnav închipuit, atât de drăguțe sunt doamnele. Eu ce să zic? Să aveți cât mai multe succese și să reținem ideea că armata trebuie să fie și dânsa cu dumneavoastră, că unirea, chiar dacă unii zic că armatele sunt prea importante ca să le mai lași pe mâna generalilor, eu zic că totuși unirea a făcut o parțial și armata. Vă mulțumesc! Și dăm cuvântul doamnei manager, doamna doctor Maria Andrei.
învârtoarea luptelor din războiul de întregire 1916-1918. La Roman, vechi centru militar al Moldovei, fiii săi au fost înrolați, așa cum a spus și domnul cercetător științific, în divizia 7 infanterie, care făcea parte din corpul 4 de armată. Au participat la ofensiva din 1916 în Transilvania. Au fost angajați în bătălia Bucureștiului, s-au retras la Oituz și au luptat la Mărășești. Voi prezenta însă o altă armată, o armată mai puțin vizibilă, mai puțin amintită în cărțile de istorie, dar care și-a adus un aport esențial și neprețuit pe toată perioada Marelui Război pentru întregirea neamului. E vorba de armata în halate albe, armata care cuprindea medici, asistente, infirmiere, ambulanțieri și voluntari. Domnul Brunet, de la misiunea sanitară franceză, spunea: nu e exagerat să se spună că până la Mărășești și Mărăși, medicii au fost aceia care au salvat urmarea țării. Corpul medical a fost eroic de la începutul până la sfârșitul războiului și în lungul timp, dintre luptele din Muntenia și luptele de pe Siret, numai ei au fost pe front tot timpul. Romanul a fost în acei ani un mare centru de medicină militară. Se aflau 10 spitale militare și 6 ambulatorii. Când frontul a ajuns pe Siret, romanul medical era de o importanță covârșitoare. Toate clădirile mai răsărite din oraș fusese rechiziționate, unele fusese ocupate de spitalele misiunilor ruse, engleze, americane și franceze. Clădirile de lângă gara Roman fusese transformate în centre de primire a răniților, întrucât trenuri pline cu ostași veneau unul după altul în gara. Aceasta este gara din acele vremuri. Toate vehiculele fusese rechiziționate și slujeau ca ambulanții ad hoc, mergând neîntrerupt între gara și spital de-a lungul străzii Ștefan cel Mare. La 16 august 1916, a doua zi după declanșarea războiului de la Roman, ia ființă Comitetul Regional de Acțiune, condus de prefectul George Capri. Spitalul precisa este scos de sub conducerea Episcopiei Sfântul Spiridon de Iași și transformat în spital de zonă interioară denumit Spital Militar ZI-242. La acel moment, spitalul avea 555 de patru de categoria 1 pentru răniții gravi, 180 de patru de categoria 2 pentru cei cu răni mai puțin grave și 285 de patru de categoria 3 pentru convalescenți. În subordinea lui intra și fostul spital de pe la Broș-Pâncești cu 150 de patru pentru categoria 3, totalizând 1104 pentru răniți. Acesta era spitalul. Comandantul spitalului a fost numit doctor Constantin Mârzescu, chirurg de mare reputație, concentrat cu gradul de căpitan. A fost ajutat de voluntari, studenți sau interni și de infirmiere voluntari. Domnul doctor... Dintre colaboratori amintim subchirurg Dimitrie Ceaușu, studenți Neculai Borgea, Niculina Manoliu, Mircea Sinulescu, Marcel Capri. Infirmiere voluntară a fost Ana Mărzescu, soția comandantului, farmacist Elena Decăr, soția primarului de atunci, Aurelia Spinger, profesor de la Liceul Roman Vodă și toate doamnele importante ale orașului. O poză cu medicii, infirmieri, asistenți. Mai trebuie amintite toate figurii, două figuri importante, care fără a aparține direct spitalului, au desfășurat aici o deosebită activitate. Doamna Cornelia Morțun, președinta filialei Roman a Crucii Roșii, și dr. Nicolae Pines, medicul șef al orașului. Ce făceau pe atunci acești medici? Îl citesc pe dr. Ștefănescu din Galați, ulterior profesor de urologie la Spitalul Sfântul Spiridon Iași. Eram puși să culegem roadele tranșeilor, să scoatem din trupurile sfârșitului
sfârșiate de grenade și obuze, din carne amestecată cu țărână și glotul șanțurilor, o altă viață bună pentru alte șanțuri. Am făcut să tacă în noi rostul unei vieți întregi închinate grijii de a păzi pe alții de boli și am ajutat la cel mai crunt măcel al atâtor mii de vieți tinere, din care nu mai știm câte și cum au ieșit. Am ajutat idealul național ca medici, ca ostași și ca români. Medicina în acești trei ani, 1916-1918, a însemnat chirurgie, chirurgie și iarăși chirurgie. Ostași stătecați de culoanțe, cu traumatisme de cele mai diverse și grave, craniene, toracice, ale membrelor și abdominale. Marea problemă constituiau însă infecțiile plăcilor, care ajungeau rapid la septicemie și deces. Ce se putea face? Amputații de membre, desigur. Pentru plăcile situate pe trunchi, doctorul Mârzescu folosea cu bune rezultate lavajul continuu al plăcilor cu hipoclorit de sodiu, după metoda pusă la punct în 1915 de dr. Karel și Dachin. În plăcile anfractoase și complexe se administra ca antibacterian electrocolergol și de asemenea seroterapie cu seruri antigangrenoase obținute cu greu din Rusia. Însă, o mare problemă constituiau fracturile. Dr. Mârzescu, ca orice chirurg adevărat, avea o mare de amputații și recurgea la ele doar în cazuri extreme. Prefera debridarea atentă a leziunilor și imobilizarea prin extensie continuă sau prin gips. Numărul ostașilor răniți tratați la spitalul precis amare nu se știe cu exactitate. Însă, din registrul de stare civilă, în perioada 10 septembrie 1916, 18 iunie 1918, au fost 293 de morți. Asta însemnând în medie 2-3 decese pe zi. Dar să nu uităm că spitalul avea cea mai mare capacitate din zonă, cea mai mare aglomerare și cele mai grele cazuri. Sunt convinsă că în acei ani, între zidurile Spitalului Militar ZI-242 din Roman, s-au desfășurat drame îngrozitoare, neștiute de nimeni decât poate de acei oameni în halate albe, care au fost atunci singura stabilă, efemeră poate, dar singura în fața suferinței și a morții. Vă mulțumesc! Cu înțelesul de spitale de contaminare, care îți corespundea parțial,
acelor spitale care aveau profil de boli contagioase, morbiditate foarte frecventă în epocă printre militari, respectiv prin apariția epidemiilor. Spitalele civile, în schimb, au avut ca și strămoși binecunoscutele bolnițe. În timpul primului război mondial, în Roman, au funcționat 11 spitale militare și 6 infirmerii cu patul, alcătuind așa numitul lagăr de spitale militare din Romanul primului război mondial. Niciodată, nici până atunci și nici de atunci până astăzi, în Roman nu a mai fost o astfel de mare aglomerare de unități medicale. Niciodată nu au mai fost văzut atâția oameni în halate albe, medici, asistente, infirmiere, brancardieri, ca în anii aceia de luptă și de suferință. Epitropia Sfântul Spiridon, cea mai mare furnizoare de servicii medicale din Moldova acelui timp, era în mare criză de personal, fiindcă mulți dintre medicii care lucrau pe vreme de pace în spitalele ei erau acum mobilizați pe front, iar cei rămași acasă erau medicienți. În anii războiului pentru întregirea României, garnizoana romană, în garnizoana romană au funcționat în perioada refugiului populației și rezistenței armatei din Moldova, pe lângă spitalele permanente, Spitalul Militar al Diviziei 7 Infanterie și Spitalul în zona interioară 242, spitale militare provizorii ale aliaților, unul francez, unul englez, unul american și unul vom enumera pe scurt și vom descrie pe scurt specificul acestor spitale. Spitalul Crucii Roșii Britanice, numărul 481, principiul Mircea, aparținea misiunii britanice în România. Acest spital a fost constituit la data de 30 octombrie 1916 la Buftea, în marginea Bucureștiului. Însă, datorită mișcărilor frontului, acest spital a fost relocat la Roman. A funcționat în același local ca și spitalul zonei interioară 242, respectiv spitalul Precista Mare, dar la parterul clădirii. Spitalul britanic a venit cu personal complet și nu a angajat decât doi translatori care și lucrau efectiv în acest spital. Este vorba despre internul Dimitrie Vârna și infirmiera voluntară Margot Antonescu Mazăre. Dintre medicii britanici care au lucrat în acest spital au fost doi frați, major dr. Duncan Fitzwilliams și capitan dr. Gerald Fitzwilliams. În 17 decembrie 1916, un moment memorabil, Regina Maria a vizitat acest spital, constatând buna organizare și funcționare, precum și excelentele relații cu Spitalul Românesc de la etaj, menționând că doctorul Fitzwilliams nu contenea lăuda pe doctorul Mârzescu, șeful spitalului. Acest spital militar a fost singurul destinat a executa numai operații chirurgicale complexe. Printre colaboratorii Spitalului Zona Interioară 242, s-a numărat și subchirurgul Ian Cuvert de la Spitalul Israelit din orașul Roma. Mai târziu, medicii englezi au intrat în conflict cu doctorul Mârzescu. Cauza acestui conflict se pare că a avut originea diferențele de viziune terapeutică între cele două părți, în sensul că medicii englezi condamnau folosirea abuzivă de către medicii români antisepticilor în tratamentul rănilor de război. De partea cealaltă, doctorul Mârzescu nu era de acord cu metoda ciudată folosită de englezi, metoda aerohelio-lavoterapiei. Ce însemna practic această metodă? Însemna expunerea răniților în paturi aliniate cu plăcele nebandajate, expuse la aer, la soare și la muște. Practic, larvele, asta însemna lavoterapia, larvele acestora curățau plăcele pe cale biologică, oprind supurația și grăbind cicatrizarea lor, metodă cu care dr. Mârzescu nu a fost niciodată de acord. La data de 16 septembrie 1917, sosește la Iași misiunea Crucii Roșii Americane. Aveau 39 de membri, din care 31 erau medici și infirmiere. Au venit cu 6 vagoane tipsite de materiale sanitare. Imediat au fost repartizați la Roman, unde se pare că și-au desfășurat activitatea în clădirea spitalului, succedând Spitalului Britanic. Data probabilă a începutului Spitalului Crucii Roșii Americane se pare a fi 1 octombrie 1917, folosind tot aceeași codificare, spitalul numărul 481. Medic șef era major dr. Kirkpatrick, tot în acest spital a mai lucrat și dr. Hamilton, dintre români rămăsese ca traducător același intern Dimitrie Vârna. Spitalul american și-a încetat activitatea după 5 martie 1918, când s-a semnat armistițiul. Medicii americani au plecat prin Murmansk, iar rezervele de medicamente și materiale au rămas în grija doctorului Mârzescu. Așa se sfârșește povestea celor două spitale, britanic și american din Roman, cunoscute ca Spitalul Zonei Interioare 381.
Însă, cel mai consistent aport medical în roman în această perioadă l-a avut misiunea medicală franceză. Și au existat trei spitale franceze, zona interioară 243, 244 și spitalul francez de triaj al verii roman. Spitalul francez, zona interioară 243, a preluat spitalul românesc cu același indicativ aparținând Crucii Roșii Românești și a început să funcționeze începând cu data de 1 decembrie 1916. Spitalul românesc ocupa actuala clădirea Seminarului Teologic Ortodox de pe strada Alexandru cel Bun și avea 40 de paturi, fiind condus de medicul pensionar al orașului, dr. Nicolae Ciucanovici, iar ca farmacist îl avea pe locotenentul de rezervă farmacist Traian Gulbu. Odată cu venirea francezilor, acest spital a devenit spitalul zonei interioară 243 pentru marea chirurgie, aici făcându-se chirurgie de o foarte bună calitate. Așa se explică și faptul că pentru activitățile medicale ale acestui spital au fost repartizați cei mai buni chirurgi francezi. Medicul șef al spitalului, Major Dr. Thieu, avea titlul de medecin major de premier clas. La acest spital venea de la Iași să opereze periodic celebrul ortoped francez Eugène Sorel. Acesta este, după toate probabilitățile, primul ortoped care a operat la Roma. Pe certificatele de deces apar și numele altor medici francezi care au lucrat sau au trecut episodic prin acest spital, Dr. Charles Blo, Dr. Bougeau, Dr. Pinard, Dr. Lemoine, Dr. Page, Dr. Legrand de la Salle. În perioada 21 decembrie 1916, 30 aprilie 1917, la acest spital au fost înregistrate un număr de 50 de decese. Spitalul își încetează activitatea în primăvara lui 1918. Spitalul francez, zona interioară 244, a preluat și el spitalul românesc cu același indicativ aparținând tot Crucii Roșii Române. Din august până în decembrie 1916, spitalul românesc a funcționat în clădirea actuală a grădiniței de pe strada Merchise de numărul 3, în fosta casa a doctorului Teodori din apropiere. Spitalul a fost condus de celebrul doctor român, locotenent colonel doctor Mauriciu Ligler. După preluarea de către francezi, totul se transformă într-un adevărat spital chirurgical, frate al spitalului francez, zona interioară 244. Se pare că și aici au operat acești medici chirurgi francezi menționați. Singurul român rămas în acest spital era internul locotenent Nazarie. Acest spital a dispus inițial de 60 de paturi, dar a ajuns la 125 de bolnavi internați, situație în care a mai primit un sediu situat în apropiere. În acest spital a încetat din piață la data de 9 octombrie 1917 grav rănit în luptă locotenent colonelul Constantin Makarovici, comandant secund al regimentului 24 artilerii romani. Începând cu luna decembrie 1916, spitalul zonei interioară 243 și 244 au trecut sub controlul misiunii medicale franceze. Spitalul francez de triaj al verii roman a fost organizat în două încăperi chiar în gară, dar și într-o grădiniță din apropiere situată pe strada Ștefan cel Mare, numărul 295. Spitalul era destinat trierii și tratamentului provizoriu al veniților până la repartizarea lor în celelalte spitale franceze din oraș. Spitalul era condus de Dr. Pierre Filardeux, medic șef major de deuxième clas. În acest spital de triaj lucra alături de soțul ei și Madame Lucie Filardeux, soția domnului menționat. Spitalul 460 al Crucii Roșii Române a fost, în ordine, al treilea spital al Crucii Roșii, a fost înființat la 20 ianuarie 1917 și amplasat în localul școlii izraelite de pe strada Miron Costin, numărul 3, a funcționat pe o perioadă scurtă, doar până în luna iunie 1917. În acest spital și-au exercitat profesia de medic doctorii Ciucanovici și doctor Ligler. Aici a funcționat și doctor Ion Augustin, distins clinician oltean, care a întemeiat secția de interne a Spitalului Filantropia din Craiova. Spitalul 360, numit Căminul Studentelor Spirul Haret, era un spital retras din București la Roman în ianuarie 1917 și condus de Clotilda Caliare Averescu, soția generalului Alexandru Averescu. Spitalul era plasat pe strada Smirodava numărul 13, în casele avocatului Botez. Spitalul era bine aprovizionat și avea o cadrare aleasă formată din buni clinicieni de la București, locotenent dr. Niculescu, major dr. Pantele Ștefan, locotenent colonel dr. Troteanu Virgil, care ulterior a ajuns profesor universitar la Universitatea de Medicină Eșeană. Spitalul a funcționat până în martie 1918. Spitalul
militar numărul 246 al diviziei 7 infanterie din Roman a fost unul dintre cele mai importante spitale din timpul războiului. Spitalul a fost fondat în 1884 în clădirea cu două nivele de pe strada Vasile Lupul 35, numită și Palatul Gheorghe Sturza. Ulterior, spitalul a funcționat într-o clădire din curtea actualului spital municipal, astăzi ambele sunt demolate. În timpul războiului, acest spital avea 150 de paturi și era deservit de mulți medici militari și rezerviști. Comandant era locotenent colonel dr. Mihăinescu Spiridon. Acest spital a avut în război un serviciu de ambulanță care a însoțit pe front ostașii, acoperindu-se de glorie alături de ostași. Șeful ambulanței, care aducea mereu răniții de la acest spital, era condusă de major dr. Gabriel Sobor, profesor universitar al Universității Ieșene de Medicină, avea peste 60 de ani și a preferat să meargă pe front alături de ostași. Urmașii acestuia, majoritatea medici, au rămas aici și au slujit timp de peste 100 de ani medicina romașcană, devenind cea mai longevivă familie de medici ai spitalului. În acea perioadă au mai existat și trei spitale de triaj. Spitalul 480 de triaj al companiei 4 Sanitare, care a funcționat în două case de pe strada Mirom Costin, numerele 55 și 123. Spitalul 460 al Crucii Române, care a funcționat tot pe strada Mirom Costin. Și spitalul de triaj al garnizoanei Roman, care a funcționat în clădirea Gării, ca și cel francez. Medic șef al acestui spital a fost locotenent colonel dr. Leon Henry. În primul război mondial au murit de tifos 200.000 de persoane. În Roman erau două spitale cu profil infecțios, și anume spitalul numărul 245, pavilionul de izolare, instalat într-un imobil de pe strada Sfinții Voievozi numărul 23. Spitalul a funcționat timp de aproape 2 ani, începând din decembrie 1916, fiind condus de dr. Nicolae Chinez, medicul șef al orașului, ajutat de subchirurgul Lupașcu. Aici au murit 40 de bolnavi, din care 29 au fost militari. Și spitalul de contagios numărul 3 din Roman, cu 500 de paturi, care a fost constituit la sfârșitul ianuarie 1917, în numărul bolnavilor de tifos întreceau orice intipuire. Inițial a debutat în localul infirmeriei regimentului numărul 14, infanterie de pe Boulevardul Carol numărul 3, au fost amenajate pe șesul de la Luțga, actualul cartier muncitoresc, barăci existente acolo încă de pe vremea războiilor balcanice. În ciuda aspectului, era un spital destul de bine echipat. Avea laborator de bacteriologie și chiar o farmacie condusă de capitanul farmacist Aurel Scurtu. După un an, a fost fundat din motive de necesitate la Negrești Vaslui. La acest istoric al romanului medical din timpul primului război mondial se mai adaugă și cele 6 infirmerii și încă 4 spitale militare rurale din județul Roman. Atunci Romanul era județ. Aceasta era viața orașului în acele ani grei. Străzi aglomerate de refugiați, ambulanțe cu răniți, spitale militare multe, aproape în fiecare cartier funcționa un spital militar. În gară treceau trenuri grăbite spre front, postași sau trenuri care se întorceau de acolo cu rezultatul luptelor, cu răniți, cu schilodiți, cu bolnavi, cu bolnavi atât fizic cât și psihic, pentru că acesta a fost rezultatul războiului, răniți, schilodiți și bolnavi. Epitaful pe care vreau să-l subliniez în lucrarea mea, epitaful medicilor români care au luat parte la primul război mondial, este de fapt strigătul de durere al fiecărui medic care a asistat neputincios la moartea multor soldați răniți pe front. Aceștia spuneau, am ajutat idealul național ca medici, ca ostași și ca români. Dar va veni o zi când noi, medicii, vom fi datori să strigăm, destul, nu, nu mai cereți război. Mergeți întâi să vedeți ce este un atac la tranșee, și pe urmă cereți războiul, dacă mai aveți sufletul să o faceți. Încheie această lucrare cu fraza, să nu uităm niciodată acei ani ai războiului și să nu uităm niciodată că istoria se poate repeta oricând. Vă mulțumesc! Chirurg romașcan. Ca de la chirurg la chirurg, ca de la confrate la confrate. În episodul de azi al poveștii noastre, vom lumina chipul unui personaj aparte, desprins parte din galeria eroilor lui Alexandru Dumas. Un medic care,
Deci a stat la Roma doar 7 ani, între 1864 și 1871, a lăsat urme de neșters în istoria medicinii romașcare. Cu el a început chirurgia. Dar cine a fost el? Vafrino Marini a fost unul din primii chirurgi cu diplomă, doctorat și drept de liberă practică din istoria chirurgiei românești. Despre el se știu și s-au scris puține lucruri. Deși ar trebui să ocupe un loc mult mai important în istoria medicinii românești. Dr. Marini a practicat chirurgia în jurul anului 1860, când la noi, în principal, erau citați doar doi chirurgi, Nicolae Tornescu la București și dr. Ludovic Rusenior la Iași. Dr. Marini este alături de dr. Ludovic Rusenior, promotorul anesteziei în reformul principale. Se pare chiar înaintea chirurgului Eșan, fapt care nu este menționat de iată istoria românească. Dr. Marini a fost o personalitate complexă, interesantă în sine, cu viață demnă de romanele de aventuri și foarte important a fost primul chirurg italo-român care a activat cămileagurile noastre. Vafrino Roberto Gaspar Marini s-a născut pe 27 ianuarie 1823, după cum arată registrul de naștere din localitatea Loreto, Ancona, Italia. Părinții, tatăl Filippo Marini a fost medic, iar mama, Benedicta Dionisi, a fost casnică. Despre școlile primare și secundare urmate, încă nu știm mare lucru, dar știm că și-a luat bacalaureatul în filozofie în 1848. Despre universitățile urmate, știm multe. Din cele 12 diplome universitare din anii 1844-1860, care au ajuns în posesia noastră. În 1841 îl găsim student la Universitatea Pontificală Maceratensis din Magenta, unde studiază anatomie, fiziologie, patologie, terapeutică, chirurgie, obstetrică. Diplomele menționate confirmă absolvirea unor astfel de cursuri. În 26 noiembrie 1844 absolvă Universitatea de Medicină, iar în 1845 primește diploma de chirurg. În legătură cu studiile și diplomele obținute, menționă că în 1859, când doctorul Marini era deja în Principate, el se întoarce în Italia pentru un an și la 24 aprilie 1860 susține examenul de matrificență în fața Colegiului Academic al Universității din Bologna, primind titlul de dottore în chirurgie cu liberă practică. Avem diploma de doctor al lui în chirurgie la Universitatea din Bologna, semnată de rectorul din acele vreme, dr. Jean-Baptiste Cavalli. Interesant de semnalat este că dr. Marini a fost un spirit revoluționar, mereu nemulțumit, mereu în luptă cu nedreptatea și niciuna. Poate de aceea s-a adaptat greu, fiind mereu pe drumuri, traversând Europa din Italia în Principate, suferind peste tot loviturile nedrepte ale sorții. În studenție, tânărul revoluționar student se înscrie și activează în societatea secretă Carbonaria, care lupta atât împotriva oprimării papale, cât și a robiei austriece. Abia apucă să termine studiile, că partida pro-Habsburgică ajungând la putere, Marini și alți tineri sunt puși sub urmărie. Pentru a scăpa, fuge în 1845 peste Adriatică, într-o barcă cu pânzii și ajunge la Durazzo, în Albania, pe atunci sub dominație otomană. Se angajează ca medic în armata turcească. După o activitate remarcabilă și aici, ajunge după 4 ani la Constantinopol. A creat fiind în alta administrație turcă, îi se propune un înalt post de răspundere în armata otomană cu condiția de a trece la mahomedanism. În capitala otomană cunoaște și se prietenește cu Vasile Alexandrii și Odelia de Rădulescu. Aceștia îl sfătuie să refuze oferta turcilor și să părăsească Constantinopol. Marini își abandonează în jurul anului 1850 la Constantinopol toată averea adunată, care se pare că era importantă, și se îmbarcă pe o corabie cu care ajunge prin Sulina la Galați. La Galați, dr. Marini face cunoștință cu ispravnul cu Alexandru Ion Cuzan, slujba căruia intră. Cuzan va trimite pe dr. Marini la Ismail cu obligația de a înființa un spital. La Ismail începe activitatea de medic pe teritoriul românesc.
aici înființează un spital cu 80 de paturi, în condiții precare. Tot acum se pare că doctor Marie începe să activeze și în Marea Roșie Masonică. În 1859, Cuza i-a ales domn al Principatelor Unite, iar doctor Marie îl urmează la București, în perioada 1860-1864. El vine medic militar și lucrează la Departamentul Apărării. Reamintim că între 1859 și 1860 pleacă în Italia pentru a-și obține diploma de chirurg la Universitatea din Bologna. Între 1860 și 1863 activează la Spitalul Pitești. Din această perioadă datează și prietenia doctorului Marini cu doctorul Carlo Davila. Există o dovadă a activității chirurgicale de la Pitești. Doctorul Carlo Davila organiza pe atunci Muzeul de Anatomie a Școlii Naționale de Medicină de la București și ca atare trimisese o circulare a medicilor din țară pe care solicita, citez, expedierea unor lucrări demne de a fi expuse într-un muzeu. Doctor Marini de la Pitești trimite trei piese, un schir mamar, un carcinom de uză și o tumoră de coapsă, însoțite de rapoarte însoțitoare. Documentele se află în dosarul menționat de la Arhivele Statului și au fost amintite într-o lucrare mai veche a profesorului dr. Nicolae Marc. Din ele, aflăm de exemplu că dr. Marini folosea curent cloroformizațiunea, adică anestezia cu cloroform. Gândiți-vă că era 1861, dar putem crede că Marini o folosea mult mai mult. În 1864, odată cu căderea guvernului Hogărnicean, renunță la cariera militară și numit prin înalt decret românesc, din 15 aprilie 1864, medic șef al Spitalului Precistal Mare din Roma. Astfel, din 19 mai 1864 și până în 1871, activează la Roma. Cele mai multe documente despre doctorul Marini le avem din această perioadă. În acești ani, se căsătorește cu Maria Chis, o tânără pianistă ce făcuse conservatorul imperial la Viena. A fost o dragoste fulgerătoare pentru o femeie mai tânără cu 20 de ani decât ea. Din căsătorie au rezultat 5 copii. Pentru primii doi născuți la Roma, Silvia Maria Bernadetta și Eugenius Atilius, avem înscrisurile din conica de naștere de la Biserica Catolică din Roma. Motivele plecării lui din Roma pare a fi pe de o parte nemulțumire față de atitudinea Episcopiei Sfântul Spiritul, care subfinanța cronic spitalul. Iar pe de altă parte au fost și motive familiare, nemulțumirea soției față de mediul cultural roman și anul, ca și necesitatea de a-și da copiii la școli mai bune. Între 1871 și 1872, Marini e în București. Pentru un scurt timp, e numit medic primar de județ la Tulcea. Stă doar câteva luni, deoarece familia rămăsese la București. Un eveniment important din viața lui se petrece în 1872, când doctor Marini e naturalizat român. Ca să fie mai aproape de București, alege postul de medic director la Spitalul Rural din comuna Mălgura, județul Bacău, unde activează cu mici întrerupe între 1872 și 1892. În 1877 e mobilizat ca și chirurg la Spitalul Colțean și Spitalul Militar București, unde activează până în 1878. În această perioadă a predat elevelor de la Școala de Cruce Roșie București, înființată împreună cu dr. Carlo Davila, chirurgia și înfășarea bolnavilor. Ultimii ani de viață, dr. Marini petrece la Măgura cu său. Spitalul Uniform, căci așa se numea acel spital, a renăscut datorită activității acestui medic. În 1892, pe 17 noiembrie, la ora 3 după masă, dr. Pavel Marini moare cu dublă pneumonie la vârsta de 69 de ani. După el nu a rămas avere, iar familia a vândut lucruri personale pentru a-l înmormânta. Biblioteca sa a fost donată Facultății de Medicină din București. La 11 ani de la moartea sa, Serviciul Sanitar Român i-a ridicat un monument funerar care azi îi străjuiește mormântul din cimitirul Mărgura. Despre activitatea de la România acestui personaj în parte, adică despre cum a început activitatea chirurgicală aici, vom vorbi însă în episodul următor.
lumea vă spune că armata halatelor albe a fost bine reprezentată întotdeauna și de partea feminină. În cele ce urmează, vom prezenta un film care este realizat de doamna dr. Mândășescu Silvia. Doietele o viață pentru vieți. A nu iubi pe părinți este o luptare. A iubita este o nebunie. Seneca. Femei reprezentative în medicina romașă. Desigur, există o legătură între cele două noțiuni încă din negurile istorie. Și chiar aici, în zona noastră, într-o localitate numită Livada, de lângă Piatra Neamț, s-a descoperit o amuletă veche de peste 25.000 de ani, reprezentând o femeie numită Venus din Livada și care exemplifică faptul că la proto-daci a existat matriarhat și care, spre deosebire de Venus din Milo, care nu are brațe, aceasta nu are cap. Femeile în medicină formează o castă, dar nu deloc fără cap. V-aș spune dimpotrivă, trebuie să fie la fel de brave și cu capul pe bune ca și bărbații alături de care lucrează. Cu alte cuvinte, Eva, deși poartă cu sine eternul feminin, nu-și mai asumă pierderea paradisului pentru pomul cunoașterii, ci încearcă să-l cucerească pe Adam, prin inocență, dar și prin cunoaștere deopotrivă. Am încercat să identific descendentele lui Esculap din zona noastră, care prin dăruire, sacrificii, profesionalism și talent, au lăsat în urma lor semne palpabile de progres, repere pentru cei care au urmat, lucruri solide care se dăinuie și după ce nu au mai fost sau după ce s-au retras din activitate. A răzbi într-o profesie a bărbaților nu a fost ușor, dar asta a reprezentat o extensie a rolului social al femeii. În primul război mondial, nevoia de medici a crescut și combinată cu numărul din ce în ce mai scăzut al bărbaților care terminau medicina, a dus la încurajarea femeilor de a se pregăti profesional pentru o carieră medicală. Spitalul din Roma, în prima jumătate a secolului 20, era o clădire robustă, care împodobea urbea cu crenelurile sale medievale, tăcere și ziduri, și care ne lasă acum doar nostalgia vremurilor apuse, dar să încercăm să le înzufletim. În perioada interbelică, când în oraș au început mari lucrări de militar gospodărești, precum introducerea apei curente de Timișești, canalizarea, iluminatul electric, care au fost asimilate și la spital sub conducerea doctorului Constantin Mărzescu, medicului marchiorul la Spitalul Sfântul Spiritor, devenit director al Spitalului din Roma. Spitalul din Roma avea în acea perioadă 60 de paturi cu profil mixt, chirurgie și medicală, dar și patologie mixtă, așa zisul trepied morbid al județului Roma, compus din sifilis, pelagră și malaria. În aceste condiții, s-a impus organizarea unui colectiv de muncă alcătuit din soții Ioan și Olga Popescu, ambii doar cu 3 ani în urma directorului la Facultatea de Medicină din Iași, astfel încât latura medicală a terapiei putea fi lăsată în grija lor. În plus, Olguța Agate Popescu a devenit prima femeie medic la Spitalul Precita, având și afinități pentru ginecologie, plăcându-i să rezolve și astfel de cazuri, devenind ulterior, după război, ginecolog la Policlinica Asigurărilor Sociale din Oraș. După 1947, Ministerul Sănătății mărește capacitatea spitalului de la 64 bugetate de spiridonie la 140, înființându-se și o secție nouă de boli contagioase în care au funcționat ca medici secundari și două femei, dr. Margareta Coroi, 1941, iar apoi dr. Lucia Boieriu, 1942-1943. Devenise director doctorul chirurg Nicolae Folcoianu, în a cărui casă este gândit Muzeul de Istorie. Iar în 1941, acesta face demersul la Ministerul Sănătății pentru încă 100 de paturi spre a face față a fluxului de bolnavi și pentru lărgirea schemei de personal. Astfel, o regăsim pe doctor Veronica Folcoianu în secția de maternitate din 1941 în calitate de conducător, iar după un an, ca medic secundar, dr. Alexandrina Popucioaie devenită ulterior budurcă. În al doilea rând, se înființase secția de dermatovenerologie, care funcționa în clădirea fostului spital israelit, având drept coordonator pe dr. Marcel
Dulbătea, munca de infirmier, lucrătoare la atelierul de lejerie, la confecționat bandaje, la bucătărie și spălătorie, au preluat-o femeile din oraș prin câteva maici de la schimbul Giurgeni, acționând sub îndrumarea Ecaterinei Cerăiescu, președinta Societății Doamnelor Române, soția lui Costin Brăiescu, prefect al județului Roman, ea însă și infirmieră șefă la Spitalul de Virtutea Militară. Acest spital al armatei ruse a funcționat în Roman, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 238, iar deservirea lui a fost decorată cu medalia Crucea Comemorativă Elisabet. Regina Maria însăși, mama răniților, a vizitat spitalul din Roman, având doar cuvinte de apreciere pentru doctorul Constantin Mărzescu, în povestea vieții mele, volumul 3, în Război. Și Palatul Sturza din Cleușei a funcționat ca infirmerie, numită spital, în primul război mondial, având ca personal de servent domnițele Maria G. Sturza și Ecaterina Șerban Cantacuzino, în calitate de infirmiere voluntare de Crucea Roșie. După incendiul din 30 noiembrie 1957, spitalul Precista s-a refăcut cu mult efort, dar ulterior, prin creșterea nivelului științific al cadrelor medicale, s-a intrat în epoca de aur a specialităților neîntâlnite până atunci. Dr. Gina Iancu era o prezență cu superioritate intelectuală, foarte corectă, altruistă, cu educație rafinată, fiind psiholog, modestă, răbdătoare și cucernică. A avut o intuiție științifică completată cu lecturi de specialitate privind rolul magneziului în organism, pentru care a făcut un fel de loc geometric terapeutic foarte util de altfel. La medicină internă activau în calitate de cadre medicale feminine dr. Eleonora Car, la medicină internă, dr. Gina Vlasi-Iancu, tot medicină internă, dr. Gabriela Ilie, la cardiologie, dr. Ana Munteanu, endocrinologie. Odată cu desfințarea regiunilor și revenirea la vechea împărțire teritorială în județe, Romanul, fostă veche capitală de țară, în secolul 15-16, cu denumirea de Târgul de Jos, este arundat județul Neamț, deși populația cea mai densă era pe Valea Moldovei și Asirei. Astfel, spitalul nostru îi revenea o populație de peste 100.000 de oameni, cărora trebuia să li se asigure asistența medicală. Deoarece secțiile spitalului erau aglomerate, patologia din teren reclama înființarea unor noi secții. În urma intervenției energice a administrației locale și a conducerii spitalului, director fiind dr. Octav Clopotici, se alocă fonduri pentru construirea unui nou spital cu 700 de paturi, proiectat inițial cu 900, care se inaugurează în septembrie 1982. Secția de interne se împarte în două. Medicală 1, sediul la spitalul nou, cuprinzând și două compartimente, cardiologie și recuperare, și medicală 2, în spitalul vechi, cu alte două compartimente, endocrinologie și oncologie. Medicii care lucrau în medicală 1, șef de secție fiind dr. Chivirică Teodor, erau dr. Horoșan Emilia, dr. Iancă Eugenia, dr. Roxandra Linereanu, dr. Arcuș Paulina și dr. Carvageu Irina, încadrată în 1998. La medicală 2, activa dr. Prilițeanu Cristian în calitate de conducător al secției și dr. Prilițeanu Claudian, dr. Ceamamas Volga, dr. Tudoreanu Lucreția, dr. Păslar Volga Vasile. În îngrijirea bolnavilor și în buna funcționare a secțiilor, toți au avut concursul cadrelor medii, persoane formate în școala tehnică sanitară din orașul nostru sau la liceele sanitare din Bacău și Iași. Ele, asistentele medicale, au muncit cu dăruire, de multe ori în condiții grele, fiind un model de abnegație și de dragoste pentru profesie. De asemenea, putem menționa tradiția de a fi patronați fiecare în parte de clinicile din Iași, sub a căror îndrumare și control eram, însă cu care aveam relații de colaborare bazate pe respect și comunicare. Cardiologia, dr. Ilie Gabriela, dr. Gina Ursu, dr. Alina Gioca. Întemeitorul școlii de cardiologie românească, primul mare profesor cardiolog român, a fost distinsul academician, profesor dr. Cece Iliescu,
Fiul generalului Iliescu din Roma, a cărui placă comemorativă a fost dezvelită în 14 septembrie 2017 pe strada Ștefan cel Mare. Așadar, putem afirma că izvoarele cardiologiei românești trec prin orașul nostru. Ce poate simți un cardiolog romașan în Institutul de Cardiologie din București, ce poartă numele marelui profesor și în prezent, iar la vremea respectivă să fie îndrumat chiar de domnia sa, care l-a și prezentat-o la post în 1974, pe dr. Gabriela Ilie, primul cardiolog romașcan, deosebit de prețuită în urbe, lucrând atât în secția 4 a medicală, cât și în policlinică, auzul ei fiind de violonistă, ajutându-o să identifice cele mai discrete structuri cardiace, neavând la îndemână decât stetoscopul și chiar nici acela performant. Ceea ce a rămas pentru cei care au cunoscut-o ca medic, coleg și om, a fost profesionalismul desăvârșit, omenia și dăruirea de sine, mergând până la sacrificiul suprem. Secția de cardiologie, preluată de un alt distins cardiolog, format tot în Institutul Fundeni și condusă ca un turn de veche vreme de 3 decenii de dr. Victor Chirăstrău, a fost însuflețită și de inima doctoriței Georgeta Florentina Ursu din 1995 până în 1997, pentru o scurtă perioadă. Dar în această perioadă se înființează compartimentul de coronarieni și are loc o susținută activitate științifică în cadrul revistei romașcane Acta Medicalia, din al cărui colectiv de redacție, ambii cardiologi făceau parte. În prezent, la cardiologie, bate cu putere și responsabilitate inima altei tinere doctorițe, care promite importante realizări, dr. Alina Ramona Ciocan. Secția de boli contagioase, dr. Clocotici Cornelia, dr. Panainte Natalia, dr. Boștina Nicuie. Știind că în trecut, în fața bolilor epidemice, zise pestilențiale, singura salvare era fuga și focul din urmă, iată că la începutul secolului 20 se înființează în Roma pavilionul de boli contagioase, în casa fostă buiclimă, în 1957. Documentar, secția a fost înființată la 1 aprilie 1937 și coordonată de dr. Remus Moca, care a format și cadrele medii pentru activitatea de viitor. Din 1952, conducerea secției devine doctorul Mironescu Dinu, care a avut colaboratoare pe doctorițele Clocotici Cornelia și Panaite Natale. Baza materială nu era corespunzătoare, dar în 1970, când s-a mutat pe strada Florilor, s-au făcut progrese, având instalată sterilizare proprie, un mic punct de laborator, bucătărie dietetică și radiologie. Din 1984, preia conducerea dr. Clocotici Cornelia, apoi Panaite Natalia, fiind de fapt un colectiv feminin cuprinzându-le și pe tineri de doctorițe Izabela Iacafi, Nicolina Boștină și dr. Schmidt Gabriel. Dr. Clocotici Cornelia a continuat preocupările predecesorilor în domeniul bolilor contagioase, de case în viață alături de dr. Clocotici Octavie, director de spital în două legislaturi, personalitate de referință și a fost bucuroasă să-i fierează în toate etalajurile vieții. Vorbea puțin și dădea impresia că derulând activitatea de la izolare, trece pe o insulă pe care poposești doar pasager spre a te revigora. A condus școala de asistente medicale timp de mai multe promoții. Activitatea profesională a cunoscut-o un crescendo, an de an, și având la conducere pe dr. Nicolina Boștina, reușind să acopere asistența întregii game de boli contagioase, fiind confruntată în ultimele decenii cu epidemii de hepatită virală, meningite, rujeolă, până la vaccinarea antirujeolică, varicelă, puse compulsivă, viruze respiratorii, dizenterii, enterocolite, toxinfecții alimentare și de 15 ani există un compartiment cu HIV, supravegheat împreună cu întreaga secție cu competență de către dr. Dămoc Limpia. Pediatrie, dr. Lidia Popa, dr. Bordeanu Ioana, dr. Bordeanu Lupu. În caruselul timpului, pediatria romașcană, înființată în 1952 de dr. Cescu Gheorghe, a avut conducători străluciți organizatori bărbați.
Dar zămislirea vieții și primul gândurii sunt mai aproape de sufletul feminin, astfel că în universul alb al Hipocratei au pătruns femeile, mai ales pentru îngrijirea celor mici. În secția de pediatrie au lucrat întreaga viață ca medici pediatri și neonatologi, dr. Florența Lucescu, dr. Lidia Popa, dr. Bordeanu Mioara, dr. Cobzaru Mândisa, dr. Moldovean Irina, dr. Timofti Steluța, dr. Ștefura Corina și dr. Bradulin. Pediatria romașcană feminină începe cu secția de copii, înființată în 1949, un efectiv de 25 de paturi instalate în casele Agarici, naționalizate la acest scop, având la conducere pe dr. primar Florica Mihailescu venită de la Rușa și care a funcționat puțină pe mutându-se în arteare. Între cele două războaie, Spitalul Unificat de Pediatrie a fost Casa Grigoriei Cuțuntu, Banca Roma, după 1954, când Spitalul de Pediatrie primește conducere proprie în persoana doctorului Iori, iar numărul de paturi crește de la 25 la 40, se completează și schema de încadrare, regăsind pe dr. Cescu Florența, dr. Bordeanu Mioara, dr. Cobzaru Mândița, dr. Ștefura Corina, dr. Moldoveanu Irina și dr. Mofe Streuța, dr. Bradu Livia, lucrând în cabinetul din Politehnică. Secția ajunsese la 105 paturi, cu 15 de terapii intensive. Colectivul de medici specialiști pediatri coordona activitatea medicală în teritoriu, privind îngrijirea sugarului și a copilului mic, cu multă dăruire și rezultate pe măsură. Maternitate. Dr. Veronica Farcoianu, doctora Alexandrina Bodurcă, doctor Laura Parcă. În 1941, Spitalul Precesta Mare din Roma a fost numărit la 4 secții, ultima dintre ele, dotată cu 25 de paturi bugetare, fiind secția de obstetrică ginecologie. Conducerea a fost încredințată doctoriței Veronica Farcoianu, în timpul căreia s-a făcut contopirea cu rețeaua maternă infantilă de stat. Dr. Alexandrina Mudurcă a condus secția de obstetrică ginecologie în perioada când aceasta era separată de Spitalul Părășenesc. În 1982, secția obstetrică ginecologie se mută din Spitalul Vechi în clădirea Spitalului Nou, cuprinzând două etaje și două săli de operații și mai multe săli de naștere. Ca urmare a decretului 770 din 1976 și a creșterii natalității, a fost necesară extinderea maternității, inclusiv amplificarea dotării acesteia, obținându-se ameliorarea remarcabilă a prognosticului matern prin urmărirea activă a gravidelor din teritoriu. Pentru celebrarea vieții, a legitimității vie, nu puteau fi aleși decât oameni puternici, energici, cu multe resurse și dorința de perfecționare, căci în ramurile chirurgicale, medicina de azi se face cu tehnologia de azi. Asta o caracterizează pe actuala șefă de secție, obstetrică ginecologie, fiica unor profesori din Dorohoi și absolventa Facultății de Medicină din Iași în 1986, care își desfășoară activitatea alături de colegele ei, dr. Trică Menuța, dr. Farcaș Mariana și dr. Hangar Nelu. Laura Arbătescu devine specialistă în 1994, ulterior susținând examene pentru multiple competențe. Ecografie obstetricală, colonoscopie, chirurgie laparoscopică ginecologică, histeroscopie, organizare și management de sănătate. În 2014, când devine medic șef de secție alături de un colectiv în întregime feminin, a introdus la Roma chirurgia laparoscopică ginecologică pentru întreaga patologie ginecologică benignă. Anestezie terapie intensivă. Dr. Meneuță Denisa, Dr. Popescu Nicoleta și colegii. Bătălia împotriva durerii este la fel de veche precum omenirea. În Grecia antică, până în prezent, oamenii au încercat să găsească remedii pentru combaterea durerii. Medicii români au avut ei înșiși priorități științifice în domeniul anesteziei. Exemplu, Dr. Toma Ionescu, care descrie, efectuează și publică în premieră mondială anestezia subaracnoideană totală. Secolul 20 este secolul modernizării ca știință a anesteziei și reanimare. Iar istoria anesteziologiei la romani pe baze științifice
începe în 1967, deși funcționase cu multă vreme în urmă la acuza clinică. În 1978, sosește în secția de terapie intensivă dr. Mireuță Demisa, absolventa Facultății de Medicină din Iași, desfășurând o cronicioasă activitate ca medic specialist în terapie intensivă, alături de întregul colectiv al secției. Din 1992, devine medic șef al secției, colaborând cu doctorul Moglan George. Specificul activității din secția terapie intensivă este unul deosebit. Această secție este celula centrală a unui spital și, deși este inclusă, fără viaj, are o activitate intensă în foc continuu. Viața în secția ATI este strâns legată de activitatea celorlalte secții. Pentru partea de anestezie, medicul anestezist reanimator coordonează activitatea chirurgului în sala de operație, fie de chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, ortopedie, farmacie, ecologie. Rezultatele chirurgicale se datorează în foarte mare măsură și medicului anestezist, care se conduce cu fiecare pacient al său, veghindu-l de la nivelul pigmentelor până în străfundul organelor sale, având ca poartă de intrare gura sau ochii bolnavi. Pentru partea de terapie intensivă, pe lângă cazurile ce vin în serviciul de terapie intensivă în chirurgie, se preiau toate cazurile limitate din secțiile de medicină internă, neurologie, endocrinologie, pediatrie contagioasă, boli cronice agudizate, oncologie, neurologie sau pneumologie. În acest sistem funcționează și în prezent secția modern dotată prin programul doctoriței Popescu-Nicoleta, împreună cu întreg colectivul puternic, deși majoritar feminin, alcătuit prin dr. Cotoranu Cristina, dr. Tomochelena, dr. Grigori Monic. Cu siguranță, acolo funcționează cel mai bine deviza, unul pentru toți și toți pentru unul, bolnavul aflat în suferință. S-au obținut rezultate excepționale în majoritatea cazurilor, dar au fost și umbre negre, dezamăgiri, efortul nărmit. Neurologie. Dr. Viorica Găucă, dr. Elena Lungache, dr. Stoian Cristina, dr. Cercel Cristina. Începutul neurologiei la Roma datează din 1955, odată cu venirea dr. Gheorghe Dupa, însă compartimentul cu 20 de paturi avea să ia ființă în 1977, iar în 1983 se deschide secția de neurologie cu 50 de paturi în spitalul nou, având la conducere pe dr. Ceculescu Hațeganu Micaela cu activitate spital și politică. Aceasta transferându-se la trupul lui, condiționând pe tânăra doctoriță Găucă Viorica să fie chemată la post, devenind de direct șefă de secție. Sarcină foarte grea, având în grijă spitalul, ambulatorul și intersecție. Treptat, schema s-a completat cu două posturi în spital, Găucă Viorica și Dumitrache Elena, iar în policlinică dr. Nicolau Micaela și Leandro Alexandru. Dr. Găucă Viorica era rezistentă psihic până la epuizare, inteligentă, cu simț practic. Ea trăia cazurile, știind toate amănuntele despre ele, dar mai ales simțea sfârșirele umplică pentru cei istoriți de muncă provenite din mediul rural, fiind ea însăși o fică a satului ei. Se adapta la orice conjunctură cu modestia de care a dat întotdeauna dovadă. În 2001, secția avea să fie mutată în spitalul nou, îngrijirea bolnavilor ameliorându-se, considerabil, fiind în apropiere de terapie intensivă și cardiologică. Apoi, dezvoltarea și introducerea noilor investigații de tip computer tomograf, RMN, angio-RMN, PET-CT, cu izotopi radioactiv marcați, au ușurat munca medicilor neurologi, permițând diagnosticul precoce și intervențiile neurochirurgicale cu tratament adecvat. Deviza acestei secții a fost munca în echipă, disciplină, corectitudine și respectul față de bolnavul suferit. Atitudine lăsată moștenire și tinerii, dar puternice echipe actuale, alcătuită tot din femei, dr. Stoian Cristina și dr. Cercel. Psihiatria, dr. Andrei Cleopatra, dr. Bujorin. Primul pas în asistența psihiatrică în teritoriul Spitalului Roman este marcat în 1949 prin transformarea Spitalului Pelagroș din satul Baș la Secție,
în Spitalul de Neuropsihiatrie pentru Adulți numărul 6 al regiunii Norcău, Raionul Rău. Ca numitat în Moldova până atunci, bolnavii psihici primeau îngrijire în Spitalul Socola Iași, numărul 7, funcție de capacitatea de admisie a acestuia. În 1974 a fost înființat primul cabinet de psihiatrie adulți în policlinică, preluată de doctor Cleopatra Angrieș, în perioada aceea medic secundar, lucrând direct sub îndrumarea profesorului Petre Brânzei de la Spitalul Clinic Universitar Socola din Iași. Pe lângă activitatea obișnuită de cabinet, aceasta a procedat de la început la depistarea activă a patologiei psihiatrice din teritoriu, trecând la dispensarizarea bolnavilor. Au organizat rețeaua de psihiatrie, căci în zonă exista o patologie psihiatrică bogată, cu mulți bolnavi în stadii de cronicizare, astfel încât la 1 decembrie 1978 se organizează o secție exterioară de psihiatrie a Spitalului Roman cu profil de ergoterapie la Chimești, comuna Florii. Acolo, pacienții efectuau atât tratamente, cât și lucrau în funcție de valențele restante și de aptitudini, fiind și remunerați în același timp. După 4 ani, are loc transferul acestei secții în Palatul Bogdan de la Tătință, devenind unitate cu personalitate juridică, deci cu administrare proprie, nominalizat Spitalul de Psihiatrie Recuperatorie, condus inițial de dr. Cleopatra Andrieș, ulterior de dr. Leacu Doina. Detaliile multicolore ale sufletului, în acea perioadă, erau descifrate și de dr. Jor Elena, inițial în secția de psihiatrie, ulterior la conducerea laboratorului de sănătate mentală din policlinică. Într-o lume agresivă, psihiatrii au luptat permanent pentru oboserii de suflet. Astfel, fiind organizată rețeaua de psihiatrie, bolnavul mental poate parcurge diverse etape terapeutice, atât în ambulator, cât și intraspitalicesc. Trebuie menționată aici și o altă tânără psihiatră care poartă cu sine încărcătura unei tradiții, tatăl fiind dr. Gordianu Constantin, neuropsihiatru pentru copii, fost director de spital, care a urmat-o pe singura fiică, Gordianu Silvia, pe același drum al sufletului și al profunzimilor condiției. Endocrinologie, dr. Ana Mutanu, dr. Silvia Mătășescu. Această elegantă specialitate, care exemplifică matematic mecanismele de feedback plantar, a luat ființă la Roma, în cadrul secției de boli interne, sub conducerea doctoriței Ana Munteanu. Și cum orice femeie visează o silietă de vis și o sănătate de fier, s-a achiziționat în acea perioadă un aparat pentru determinarea metabolismului bazal în policlinică, vizând funcția tiroidă. Zona noastră era sugestivă pentru ușa enterică, astfel se opera mult tiroida, fiind descris chiar un procedeu novator de către dr. Camentescu și dr. Ana Munteanu, incizia mediană diosternală în operație de glanda tiroidă, articol publicat în 1971. După un hiat de 7 ani, s-au scos la concurs național cele 3 posturi de endocrinologi propuse de academicianul Ștefanie, deputat de Rom, cea din tâi sosiberea post, fiind dr. Silvia Mănășescu. Gen pe gen, Romașcantă, cât văzuse lumina zilei la răscopălirea Moldovei în zile, păstra ceva din neliniștea celor 2 ani. Cu întregul parcurs școlar la superlativ, în orașul natal, iar după facultate și secundariatul la Institutul J. Falcon din București, se întorcea cu un cum de vise buzunar, dar multă energie și putere de muncă. Studioasă, căutătoare, întreprinzătoare, a organizat compartimentul cu 24 din spitalul vechi și cabinetul din policlinică, știind că după un an va veni în ajutor o altă colegă, Romașcantă și ea, dr. Damaschin Viorica. Și-au împărțit munca, iar după încă un an, li s-a alăturat o altă tânără colegă, dr. Gheorghiu Cornintea, gălățeancă, dar adoptată în curtea mușatină prin căsătoria cu dr. Gheorghiu Roland, radiolog. S-au înțeles bine, colegii glumeau și le numeau cele 3 grații. S-au muncit mult, au făcut depistarea bușii endemice în școli, inițial clinic, apoi ecografic, comunicări științifice la congresele naționale și internaționale. Fiecare în parte avea voința ei de nezdruncinat și propriul detector al suferinței umane. Silvia Mătășescu, bună organizatoare, protectoare pentru colectiv, a ales munca în spital,
iar celelalte colegi au optat pentru ambulatoriu privat pe care și l-au organizat și dotat performant. Totuși, au rămas solidare și când Silvia Mândășescu a obținut aprobarea Ministerului Sănătății de a susține cererea de specialitate, diabetul zahărat și bolile metabolice, ca o purtătoare de drapel și-a chemat și colegii spre a participa la examen. Astfel, toate trei aveau să obțină două specializări și au muncit întreaga carieră, doi în unul. Silvia Mândășescu manifesta o mândrie de provincie față de cei din centrele universitare. Astfel, s-a înscris la doctorat cu tema obezitatea și implicațiile ei endocrino metabolice, pe care l-a susținut în anul 2000. Asta i-a permis să îndrume lucrări de licență la Facultatea de Medicină, apreciate de cadrele universitare. În urmă cu 7 ani, acest trio feminin de la diabet devine quartet prin concursul tinerii doctorițe de diabet Ștefănescu. Și ea, fiica romanului, care era formată în centrul universitar Ișan, cu care a păstrat legăturile până și a câștigat autonomia din cabinetul ambulatorului policlinic. Silvia Mândășescu s-a implicat mult și în viața cetății, prin studiul obezității juvenile împreună cu Catedra de Fiziopatologie de la UMF Iași, reușind să atragă fonduri europene în oraș pe parcursul a 2 ani, derulându-se proiectul Și eu trăiesc sănătos în 10 școli din Roma, program de educație nutrițională, prin exemplificare. A fost o viață în marș, un marș de o viață, fără pe loc repaus, iubitoare de viață și am gândit doar spre final o pauză de plâns. Toate au făcut mult voluntariat privind educarea persoanelor cu diabet zahărat, la fiecare 14 noiembrie, Ziua Internațională a Diabetului Zahărat, organizând conferințe și depistări de screening populațional al glicemiei patologice și altor indicatori semnificativi pentru persoanele cu diabet zahărat. Oncologia, dr. Lucian Dorin. Specialitatea aceasta grea, apăsătoare, concentrată în versul biovibil exilat la Domnul, te duc și acolo, la marginea nădejdii, vei găsi speranța. A fost dusă prima dată în spitalul roman de un bărbat, dr. Ciurescu, predând-o cu multă bucurie tinerii doctorițe Lucian Mărina, care optase pentru această disciplină când aflase că tatăl ei, magistratul somonarul din Turda, fusese atins de o boală din această categorie, cum avea o relație specială cu tatăl ei, și a propus să facă tot ce îi va sta în putință să-l ajute. Și așa a fost. Profesorul Trăistoreanu de la Institutul Oncologic din București, unde dr. Dorina Lucian urma cursurile de secundariat, i-a acordat avocatului Solonaru cele mai moderne tratamente pentru afecțiunea lui, prelungindu-i viața. Dorina Lucian își făcuse datoria față de tatăl. Greul abia urmă. Pentru noi medici, numitorul comun este omul cu întreg metabolism, anatomia, sufletul, ceea ce ridică mereu semne de întrebare atunci când ceva se derivează iremediabil. După ce a luptat organizatorii pentru condiții mai bune pentru pacientul oncologic, transformând compartimentul în secție, a reușit să mute secția în spitalul nou, unde pacienții au acces la laboratorul de radiologie, la consulturi interdisciplinare și la tot ceea ce poate ameliora suferința. Doctorița Dorina Lucian a ajuns după 4 decenii de profesie să aibă o viziune echilibrată asupra lumii, știind că totul este o pendulare între bine și rău, fără a privi, însă tragic, nici diagnosticele oncologice, nici chiar moartea. E peste tot un soare care trebuie să apună și a învățat de minune cum să strecoare la pacienți cu asemenea credință. Și boala și sănătatea sunt ale noastre, oricine am fi noi. Leagănul de copii, dr. Ghibirică Simon. A luat ființă în 1961, având o capacitate de 50 de locuri, amplasată într-o clădire monument istoric. Parcul Gheorghe Dornei, fosta reședință a celebrului timișor, Sergiu Celibitate. Inițial condus de dr. Bucescu Florența și un mănunchi de asistente transferate din secția de pediatrie, după preluarea lui de către dr. Ghibirică Simona, una dintre preocupările obsedante a fost amendarea și prevenirea hospitalismului care pândea copiii uitați. Dr. Ghibirică Simona era o personalitate distinctă.
extintă în peisajul medical romașcan. Iubită și admirată datorită pasiunii și competenței profesionale, energiei și entuziasmului la care se adăuga și nobleța sufletească, marea dragoste pentru copii, pe care poate adoptase în totalitate, urmărind stimularea dezvoltării psihomotorii a micilor copii. A fost director medical în două legislaturi. În 1978, Leagănu se muta într-un nou local pe strada Paraide 20, numărul 5, având o capacitate mai mare, toate utilitățile și dotările spațiilor destinate copiilor. Directoarea Leagănului era realistă, practică, expeditivă, cinstită, foarte dinamică, la curent cu totul, în dialog cu multă lume, inteligentă și informată, creativă, rapid și la obiect, ceea ce a adus în Leagăn multe improvizații benefice. Spera mereu în adopția copiilor, nădăjduind ca un număr tot mai mare de români va avea parele mai largi, atât ale inimilor, cât și ale fungilor, spre a ocroti copiii fără familie. Neumologia, Dr. Popovici Gabriel. Neumologia în roman scrie un capitol amplu cu Dr. Clocotici Octav, care în 1989 o primește tânăra specialistă în neumofiziologie pe Dr. Popovici Gabriela, care de la început și-a demonstrat calități sensibilă, familistă, altruistă, socială și foarte ordonată, cu un puternic simț al datoriei, echilibrat, care reușește în 2004 să obțină aprobarea pentru transformarea compartimentului în secție de neumofiziologie. Dornică de evoluție și neoposită, fiica doctorului Damaschin Vasile știa că în această profesie trebuie să învețe neîncetat, astfel obține mai multe competențe. Endoscopie bronșică, absolvă cursul de tabacologie și cursul de îngrijiri paliative, cât și modulul de psihopedagogie la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. A organizat și coordonat campania antifumat în mass media, licee și școli. A moderat propria emisiune cu tema medicina naturistă la un post local TV. A fost director medical al Spitalului Municipal de Urgențe Roman în această perioadă, încercând să îmbunătățească activitatea tuturor secțiilor din spital. Diviza ei a fost și încă este: pe unde treci, trebuie să lași ceva în urmă. A înființat sindicatul SIMER, al cărei președinte a rămas, la care se raliază tot mai mulți membri, iar în prezent lucrează în cabinetul medical particular din Policlinica Roman, achiziționându-și singură întreaga aparatură modernă de care pacienții pot beneficia în mod gratuit. Laboratorul de medicină a mâncii, Dr. Schuster Larisa. Înființat în 1972 de doamna Dr. Schuster Larisa, pentru care locul de baștă, Tansa Vasului, era centrul lumii, fică de învățător, copil, păsatul curat cu sete de învățătură, sfioasă, având mereu pe Dumnezeu în cură. Cabinetul de medicină a muncii din Spitalul Roman studia morbiditatea și mortalitatea prin bolile obișnuite, dar și profesionale, supraveghind condițiile de muncă, determinând concentrațiile substanțelor nocive din întreprinderi în laboratorul de toxicologie de atunci. Dr. Schuster era mereu dată de exemplu în breaslă pentru corectitudine, conștiinciozitate și colaborare cu clinicile de medicină muncii din Iași în privința registrării silicozii, având o relație specială cu doamna profesor Sandulescu. În 1992 se pensionează, dar activitatea continuă, înființând în 1998 Fundația Preuniversitară de Roman-Ușar, care are ca obiect de activitate învățământul sanitar post-special cu specialitățile asistent medical generalist și de farmacie, care se menține și în prezent printre școlile de prestigiu din oraș, având numeroase promoții cu contracte în țară, dar și în străinătate. În anul 2008, colectivul activ și neobosit al școlii a răspuns prezent la nunta de aur cu medicii. Dr. Larisa Schuster este un om care nu se plictisește niciodată, timpul ei fiind întotdeauna insuficient. A înțeles că, dincolo de practica profesiei, sălășuiește copacul veșnic roditor al încântării spiritului, dând astfel vieții o dimensiune superioară care i-a bucurat sufletul și cu
generozitatea ce o caracterizează, a dăruit-o și altă. Cărțile dumneavoastră, apărute din palma aceasta, de aproape de stetoscop, vibrează din lumea vieții. Așa s-a născut Lareta, cronica unei vieți prin alte cetăți, sau urările personalizate, al timpul călătoriilor, sau diamante din cer, la care este cu aupare. Se înscrie printre medici scriitori. Stomatologie. Dr. Rodica Pavelica. Stomatologia a luat naștere în Roman, în urmă cu un fel. Primul medic stomatolog fiind Dr. Lazar Balfan, după care abia în 1949, în cadrul Policlinicii Asigurărilor Sociale, putem vorbi de prima femeie stomatolog din oraș, Dr. Fairbairn Anna. Cam în aceeași perioadă, activează și cabinetul stomatologic pentru copii, atunci inițiat de Dr. Flusig Feigl. Rețeaua stomatologică s-a extins și la întreprinderile mari ale orașului din 1956, lucrând atât în întreprinderea Veției, cât și la întreprinderea Zahăr, Dr. Schechter Maria. Între anii 1957-1980 a lucrat în policlinică Dr. Mardare Maria, medic apreciat și respectat atât de colegi cât și de pacienți. Începând din 1975, au fost repartizați mulți absolvenți medici stomatologi în cadrul spitalului, alături de chirurgie dentară și cardiomedii de cabină. Acest fapt, coincizând cu darea în folosință a noului local destinat exclusiv activității stomatologice, Policlinica din Brava Roșie, numărul 39. Conducerea Policlinicii Stomatologice a revenit doamnei dr. Rodica Pavelescu, căreia, dacă îi descrie în portretul ortopantomografic în limbaj de specialitate, vedem un suflet mult prea ales, sensibilă, amilistă, altruistă, sărind întotdeauna în ajutorul colegilor sau al colaboratorilor, sociabilă cu eleganță, la un nivel care o apăra despropii cotidianului, foarte ordonată, ca toate colegele sale, absolut obligatoriu în această profesie, echilibrată, diplomată și cu un înalt simț al datorii. Rodica Pavelescu avea harul de a dori oamenilor zâmbetul propriu, natural, în tot ceea ce a făcut, nu avea ce căuta compromisul sau etalon. În perioada 1978-1990, cât a condus rețeaua de stomatologie, s-a realizat extinderea acesteia în școlile mari din oraș, asigurându-se activități de prevenție, depistare și tratament a afecțiunilor stomatologice la copii. La adulți au pledat pentru utilitatea controlului periodic și aplicării procedurilor conservatoare întregul corp medical stomatologic, alcătuit din doctorițele Cristea Gabriela, Nistor Mariana, Neagu Floarea, Moldoveanu Niculina, Brașoveanu Georgeta, Pătrașcu Marina, Constantinescu Sanda, Prăjescu Clementina, Buburuzan Mariana, Rachieru Dumitra, Dascăru Mihaela, Mânjiu Rodnica, Ursaru Elena, Ursulă Hrămioara, Leșovski Constanța, Leac Eugeniu. S-a practicat, de asemenea, mica chirurgie stomatologică, tratamentul leziunilor parodontale, consultații protecice, etc. Ajutoare de nădejde fiind tehnicienele și asistentele de cabinet, fără de care nu s-ar fi putut desfășura întreaga activitate. Laborator, Dr. Lirica Iescu. Ecranul profesiei medicale are în prim plan simptomatologia pacientului, care se oferă medicului pentru un prim raționament. Dar acest mănunchi de semne și simptome trebuie susținute de datele obiective de laborator. Urmează așadar orchestrația, care uneori confirmă, alteori surprinde, scoțând la iveală ceea ce ființa aflată în suferință are drept cauză sau doar un crâmpei al unei rostogolii, a unei mici dezordini a desăvârșitului organismului uman. La laborator, incercul se transformă în posibil sau afirmativ. Întotdeauna corelațiile fiind doar logice și directe, deșifrarea acestui puzzle fiind posibilă doar cu sprijinul analizelor efectuate în laboratorul clinic. Mă voi opri aici asupra perioadei contemporane nouă, căci progresul tehnologic a fost major în ultimele 3 decenii. Medic șef de laborator a fost din 1993 Dr. Ediţia,
care avea în echipă doar reprezentante ale sexului frumos, ingineri chimiști și biologi, menit de parte să lucreze cu gingășie cu aparatură metrologică. Și menționăm, biolog Buga Venuța, chimist Ilieș Silvia, biochimist Vico Lirina, doctor Luca Valeria, biochimist Profile Carmen, chimist Lestrag Anca, chimist Lazar Carmen, chimist Iron Mirela, biochimist Zanfir Mirela. Dr. Căiescu și întregul colectiv feminin au refuzat constant simplificările, bazându-se mereu pe elan, dar și pe certitudine, respingând aleatorul și luptând pentru un mâine telecomandat, robotizat, pentru o tehnologie cât mai nouă, oferind colegilor clinicieni un sprijin pertinent în susținerea diagnosticului clinic. Omul în suferință, care solicită ajutorul, îți mărturisește spaima, durerea și speranța că vindecarea și încă o zi de viață în plus nu pot veni decât de la tine. În acel moment, este gata să respecte toate recomandările tale, când e cuprins de teama că tot ar putea fi pierdut. El, pacientul, devine cooperat, acceptă orice, să mai respire o dată, să mai vadă o poială înverzită, un pământ florit, să tragă în piept o gură de aer proaspăt, să audă râsul unui copil, chiar și plânsul lui pot echivala cu arie de fel. Acest aspect este foarte pregnant la toate disciplinele medicale. La baza practicii medicale se află diagnosticul. A examina, a reflecta, a deosebi, a cunoaște exact, a decide. Absolut indispensabil în orice formă de boală, nu numai ca linie de orientare a terapiei, ci și pentru stabilirea pronosticului. Cele două secții de medicină internă, reunite în 2002 în Spitalul Nou, primeau conducerea tinerei doctorițe până în ceanul Cătălina, care tocmai devenise medicină. Personalitate robustă, dinamică, domnică de acțiuni îndrăznețe, fusese medic director al Spitalului Municipal de Urgență în perioada 1997-2000, când făcuse echipă bună cu directorul medical de atunci, dr. Chereșion. Se făcuiseră multe lucruri în acel mandat, în concordanță cu evoluția societății și a mediului de afaceri. S-au desfințat cabinetele medicale de întreprindere. Județul Neamț a fost județ pilot pe țară pentru programul de informatizare. Au fost contractate servicii medicale cu Casa de Asigurări de Gene Neamț. S-a înființat compartimentul de chirurgie infantilă. S-a dotat spitalul cu aparatură rochier și ecografie performantă. S-a restricționat personalul medical, dar secția medicală continua să funcționeze cu dr. Părințeanu Cristea, Părințeanu Claudia, dr. Păslaru Bogdan Vasile, dr. Dumitriu Elena și dr. Olga Cernomaz. Echipă puternică de nădejde rodată. Dr. Părințeanu Cătălina își continua perfecționarea etapă cu etapă prin curs de management, examen pentru ocuparea postului de medic șef de secție, astfel că prin anul 2013-2015 o regăsește din nou ca manager al Spitalului Municipal de Urgențe din Roma. Când se face reabilitarea termoenergetică a corpurilor A, B și C al spitalului și a pediatriei, mutarea și renovarea secției de boli infecțioase, instalarea de aer condiționat, modernizarea spălătoriei și a bucătăriei, înființarea blocului operator unic, înființarea unității de transfuzii, mutarea sediului de reamenajare a farmaciei, dotarea cu aparatură medical performantă și contract cu ambulatorii pentru activitate paraclinică. Demonstrase spiritul organizatorii, corectitudine, faptul că era realistă, hotărâtă, spontană, dinamică și cu simțul onoare. În 2015 se implică în organizarea și igienizarea secției medicale, dar valențe mediei feminine, de bună familistă, descrie valențe pentru terapia holistică, identificându-se bine cu aromaterapia pe care o implementează la Roma împreună cu dr. Dragi Elena după absolvirea unui curs. Se putea mai altfel. Ea ființă cabinetul Altmed pe strada Florilor, predestinat parcă pentru aromaterapie. Dermatovenerologie, dr. Marcovelu, Tanța, dr. Mariana Maxi. În continuare activității de dermatovenerologie, înființată ca nucleu în 1945 de dr. Dulberger, a continuat în tenacitate un întreg șir de fel. Progresul în timp al dermatologiei a fost strâns legat de descoperirile în micologie, bacteriologie, virusologie, imunologie, etc.
La romani, reprezentantă de seamă, șefa de secție, a fost dr. Ordan Stamacovi, care a funcționat din 1965 și care și-a desfășurat activitatea în mai multe sedi. Strada Ștefa cel Mare, în clădirea fostei divizii a 7-a militar, apoi în strada Bogdan Dragoș, numărul 61. În 1979, dr. Ordan Stamatovei devine medic primar, iar în iulie 1985 obține primul titlu de doctor în medicină. Era o fire exigentă, consecventă, autoritară și de altitudine, cu multă energie și entuziasm, la care se adăuga noblețea sufletească, bunătatea și marea dragoste pentru oameni, trăsături reflectate în strălucirea ochilor și zâmbetul cald fermecător. Robustețea fizică și intelectuală o recomandă și astăzi ca dascăl la școala Roman Ușat și ca profesionist deopotrivă, având cazuistică dermatologică de peste 5 decenii. A fost deschizătoare de drum pentru restul doctorițelor care optaseră pentru această disciplină și a dat în scop perfecțiunea interesului nostru. S-a achiziționat în perioada când a fost la conducere instrumental de mică chirurgie și un electrocauter care funcționează și astăzi. Cea care a urmat ca șefă de secție a fost dr. Maxim Mariana, specialist în dermatovenerologie, în 1984 și medic primar în 1990. Era venit, venise cu soțul, medic legist, dr. Grat Maxim, după o stagiatură de neuitat la Poliunicea Hrăului, având un simț estetic deosebit, foarte ambițioasă și frumoasă, inteligența și conștiința ei de perfecțiunea somatică ar fi trebuit să-i dea un cal, însă îi conferise autoritate, care o îndemna mereu să câștige examenul pentru eu. A parcurs astfel numeroase cursuri de chirurgie dermatologică, laserul medicină, dermatoscopie, dermatocosmetologie, managementul cabinetului medical privat. Când secția de dermatovenerologie s-a mutat din spitalul vechi în spitalul nou, cu reducerea drastică a numărului de paturi, a optat pentru retragerea din activitatea de spital și continuarea acesteia la cabinetul privat, în 2014, unde lucrează și în prezent, având o bogată cazuistică. Urmează la conducere dr. Chirilă Liliana și dr. Morodoi Andreea, tinere dermatologe preocupate de conturarea personalităților profesionale și adaptate cerințelor actuale ale dermatologilor. Surorii Ionescu, o prezență particulară a Ministerului Medicinii Romașcane au constituit-o surorile Ionescu. Fiicele gemene ale profesorilor Ionescu, tatăl profesor de limba română, iar mama profesor de teologie, erau privite cu multă simpatie în oraș, încă din copilărie, sublinindu-li se asemănarea vestimentară și comportamentală. La majorat, vârsta marilor decizii, cele două fete delicate și generoase au optat amândouă pentru medicină, pentru ca mai târziu să se specializeze. Doina în oftalmologie, iar Ligia în balneofizioterapie și reumatologie. Fiecare l-au slujit amândouă pe Hipocrat. Doina în ambulatoriu unde lumina cunoașterii trece prin mai multe lentile, iar Ligia în spital unde mulți ani a fost șefă de secție, urmărind îmbunătățirea bazei tehnico-materiale cu acestea. Pentru amândouă, remarcabilă a fost dorința de a-și completa orizontul cunoașterii prin călătorii. Astfel, au avut prilejul să traverseze paralelele și meridianele mapei mondului, ajungând să se familiarizeze cu marile civilizații ale lumii, cunoscând și mari personalități contemporane, cum ar fi Papa Ioan Paul al II. Orele Voltaire ne spunea că, dacă n-ar fi fost nasul Cleopatrei, alta ar fi fost fața lui. Iar noi putem spune că, fără profilul doamnei dr. Olga Rădescu, nu poate fi scrisă istoria secției ORL din Spitalul Rău. A lucrat din 1962 ca medic specialist în policlinică și a condus secția până la pensionare. În perioada cât a lucrat, secția avea 50 de paturi și se opera patologie complexă. Nu doar se punea în măsuc tone de rinofor. Dinamica Ministerului Sănătății a impus ulterior o restrângere dramatică a paturilor de spital în paralel cu dezvoltarea sectorului privat pentru patologia de rinofor. Chirurgie toracică, dr. Scalop Mihaela. Perioada clasică a chirurgiei romașcanii
începută înainte de zorii veacului al 20-lea, se cristalizase în jurul unor personalități deosebite, modele de precizie profesională, inteligență, bun organizator, adevărați cavaleri cu bisturii. Era greu de pătruns și greu de afirmat în asemenea context, când figurile legendare ale chirurgiei romașcane erau bărbați. Iată că în 2009 sosește în Spitalul Municipal Roma o tânără doctoriță înzestrată cu tenacitate interioară, caracteristică necesară marilor chirurgi, dar și susținută de o formare profesională la superlativ. Rezidențiară de chirurgie toracică și cardiacă la Poitiers, Paris, Grenoble, cu doctorat în chirurgia pleural pleural susținut în 2008 și devenea singurul chirurg de chirurgie toracică din județul Neamț. Avea să înființeze compartimentul de chirurgie toracică cu 5 paturi în cadrul secției de chirurgie generală din Spitalul Municipal de Urgență, dar intervențiile pe care le efectua de patologie pulmonară, pleurală, mediastinală și diafrag, asigura un grad de ocupare a paturilor de 100-110%. Este vorba de doctor Scarlat Mihaela, aparent gracilă, modestă, dar cu o forță lăuntrică nemăsurată, ridicând actul medical la cote valorice nevăluite, practicând în spitalul nostru o chirurgie de înaltă clasă. Și, pe mine fiind, trebuia să aibă un refugiu frumos. Ea vibra la estetica plastică, fiind familiarizată cu galeriile de pictură din capitala Moldovei, dulce de târg al vieșilor, în care locuia, dar și din lume. Neonatologie, dr. Mariana Țucan. Vegherea unei sarcini cu monitorizarea ei atentă vreme de 9 luni urmărește, de fapt, plus valoare, produsul de concepție, atât de prețios pentru viața și pentru zeitățile protectoare care îl au să misli. Părinții. Ei bine, rolul de medic neonatolog, perpetua datorie, a fost dr. Mariana Țucan din 1987 și în prezent alături de dr. Nazaritean Daniela și dr. Pătru Cătălina. Secția a evoluat în paralel cu maternitatea, implementându-se conceptul rumintim în cadrul programului național. Radiologie. Radiologia funcționa de pe vremea doctorului Falcoian, serviciu condus de dr. Nicolae Horga, având un reprezentant strălucit și în doctorul Ștefănescu Corneliu, sub conducerea căruia se mută secția în arica Spitalului Nou în 1982. Din acum 1990 sosește tânăra specialistă, dr. Eugenia Firăstră, moderată profesională în București, care implementează cu curajul și energia ce o caracterizează pentru prima dată ecografia într-un cabinet privat, la ASU. Din 2009 încep să sosească mulți radiologi femini, deosebit de bine pregătite și competitive, astfel că vor deține și funcții de conducere. Astfel, dr. Grudeanu Daniela, fosta șefă de secție a radiologiei și fost director medical, care în prezent lucrează în privat, apoi dr. Banu Mihaela, de asemenea șef al laboratorului din logistică medicală și manager de spital, ca și dr. Onu Oana, care este director de spital în al doilea mandat în prezent. Fiica profesorului Dan Moisei, moștenind optimismul și bucuria de a trăi, întotdeauna se mână în fața vieții, pe care o vede cu niște ochi de azur și suflet de cristal, cu forța celor veniți din văscăuți, de lângă cernăuți, după mamă, cei care au trebuit să se adapteze noi în locuri, împletește minunat cele două fire nevăzute din sângele ei și găsește soluții atât în relațiile interumane cu colegii din funcția pe care o deține, cât și rezultatele corecte în imagistica pe care o controlează de multe ori feminin, adică distributiv, cu ochii pe laptop, iar cu auzul la vreun petiționar în cabinetul ei. Ortopedie, dr. Cornescu Adriana, dr. Andrich Maier. În aprilie 1992, era repartizată ca medic ortopedă român, tânăra specialistă din Piatra Neamț. Orzescu Adriana, care este încredința și conducerea secției cu 35 de fapt, două luni mai târziu. Sensibilă, cu o constituție fragilă, deși mirabilă rezolvă cazuri de traumatologie, chirurgie plastică și recuperatorie,
mai ales chirurgia mâinii și a piciorului, cele mai complexe, ținând cont de reprezentarea corticală a acestor. Dar a preluat și patologia copiilor 0-18 ani. Adresabilitatea era foarte mare, însă tinerețea și resursele inepuizabile ale tinereții și implicit responsabilitatea ei au făcut să crească numărul de 4-65. A operat singură 2 ani, având ajutor pe dr. Bologhean, medic de medicină generală, ulterior urgent. Cazuistica infantilă o preocupa în deosebire de tânăra procuriță, având câte 35-40 de cazuri de osteomielită pe an, la care mortalitatea a fost zero, iar recuperarea fără sechele de 100%. Timp de 15 ani a condus secția, care în acest interval se completase cu alți doi colegi, dr. Abdala și dr. Andrei Mare. Munca de zi cu zi se desfășura în sala de operații de la ortopedie, iar acolo, în spatele ușilor închise, unde domnește rigoarea, asepsia, austeritatea, încordarea, cooperarea unor minți și mâini deopotrivă, lucrându-se în echipă, s-a format ca personalitate și dr. Andrei Mare. În timpul intervențiilor, era nevoită să fie mereu un pas înainte, categorică decizii, rațională și lucidă, autoritară, reducând cu promptitudine totul la eset. Fiind foarte tânără când a devenit managerul Spitalului Municipal de Urgență în 2015, când avea devenit medic primar ortoped, fiind absolventă al liceului Roman Vodă în 1995, un liceu al celor care știu ce vor și al celor care vor să știe, revenită în pedimentul spiritual în care s-a format, într-o familie în care matematica era la ea acasă, pornește prin experiența de manager mai mult instinctiv, la început interimar, apoi cu treburi și responsabilități de plin. Când a preluat sceptrul conducerii, avea deja o colegă la fel de tânără, dar cu o experiență mai bogată în domeniu, dr. Oluana, și au rămas în vieți și în prezent, fără stridențe, dar cu o infrastructură temeinic consolidată. A încercat să le facă pe toate pe deplin, fără suprapune, dar expeditiv, asigurând condiții mai bune de spitalizare și implicit creșterea calității actului medical pentru compartimentul de endocrine și de diabet zaharat, înființarea compartimentului de paliație, acreditarea spitalului în 2015, întrunirea medicilor pensionate. Dialogul cu dr. Maria Andrici e mai mult o stenogramă, căci este neînplecată în privința finalității și scopului Spitalului Municipal de Urgență Roman să devină Spital European. Nu putem călători în trecut, dar călătoria în amintiri aduce trecutul la noi, în prezent. Clipsit așa a cernut nisipul grele de un veac peste generația de femei din medicina romașcană, indiferent cum se prezentau lumii, clasic, în blugi sau haine. Iată că de la confluența Moldovei cu Sirecul, care din zborul înalt al avioanelor se văd ca două filicele jertuitoare de argint strălucitor, s-a zămislit generația viitoare, dr. Ioana Grigoraș, roman modistă ca șefă de promoție, absolventă a Facultății de Medicină Carol Davila din București, masterand de la Oxford în neuroștiințe, adică în zona cea mai fierbinte a cercetării medicinei actuale, care urmărește eliberarea de loteria genetică. Spiritul romanului merge strălucit mai departe. La prezentare și pentru trecerea în revistă a tuturor reprezentantelor feminine din spitalul nostru. În continuare, vă invităm să serviți o cafea în holul primăriei și vă așteptăm mâine dimineață, începând cu ora 8:30-9 la